Citim Biblia împreună. Astăzi, capitolul 12 din Sfânta Evanghelie după Luca. În vremea aceea, când se strânseseră noroadele cu miile, așa că se călcau unii pe alții, Iisus a început să spună ucenicilor săi: mai întâi de toate, păziți-vă de aluatul fariseilor, care este fățărnicia. Nu este nimic acoperit care nu va fi descoperit, nici ascuns care nu va fi cunoscut. De aceea, orice ați spus la întuneric va fi auzit la lumină și orice ați grăit la ureche, în odăițe, va fi vestit de pe acoperișul caselor. Vă spun vouă, prietenii mei, să nu vă temeți de cei ce ucid trupul și după aceea nu mai pot face nimic. Am să vă arăt de cine să vă temeți. Temeți-vă de acela care, după ce a ucis, are puterea să arunce în ghienă. Da, vă spun de el să vă temeți. Nu se vând oare 5 vrăbii cu 2 bani? Totuși, niciuna dintre ele nu este uitată înaintea lui Dumnezeu. Și chiar perii din cap, toți vă sunt numărați. Deci, să nu vă temeți, voi sunteți mai de preț decât multe vrăbii. Eu vă spun, pe oricine mă va mărturisi înaintea oamenilor, îl va mărturisi și Fiul omului înaintea îngerilor lui Dumnezeu. Dar cine se va lepăda de mine înaintea oamenilor, va fi lepădat și el înaintea îngerilor lui Dumnezeu. Și oricui va vorbi împotriva Fiului omului, îi se va ierta. Dar oricui va huli împotriva Duhului Sfânt, nu îi se va ierta. Când vă vor duce înaintea sinagogilor, înaintea dregătorilor și înaintea stăpânitorilor, să nu vă îngrijorați cum veți răspunde pentru apărarea voastră, nici ce veți vorbi, căci Duhul Sfânt vă va învăța chiar în ceasul acela ce va trebui să vorbiți. E important să subliniem, textul acesta este în prelungirea capitolului 11. Acolo Iisus are multe discuții și confruntări directe cu fariseii. În discuțiile pe care Iisus le poartă acolo, El arată gândirea lor greșită. El îi mustră, îi ceartă și am văzut aceasta în Luca 11. Acum Iisus continuă și avertizează cu privire la aluatul fariseilor, la plămădeala din care sunt făcuți ei. Gândiți-vă, fariseii erau o grupare de oameni în vremea lui Iisus, dar au fost atât de ipocriți încât ei au rămas cu eticheta aceasta. A fi fariseu înseamnă a fi ipocrit. Deși fariseu, pe vremea aceea, însemna o grupare strictă din rândul evreilor care căutau să țină legea lui Israel cu toată strictețea. Domnul Iisus avertizează însă aici că fariseismul sau ipocrizia aceasta a fost dusă la extremă de către acești oameni, încât oamenii aceia au multe lucruri ascunse, spune Domnul, vor fi descoperite la vremea potrivită. Nimic nu va rămâne ascuns. Apoi Iisus le spune ucenicilor, nu vă temeți de ei, de amenințările lor, de judecățile lor, ci temeți-vă mai degrabă de a călca strâmp, de a lua decizii care sunt greșite și care ar putea să vă ducă în brațele celui rău. Iisus spune, păziți-vă așadar pe voi înșivă și nu vă temeți de ei. În final, Iisus îi avertizează pe ucenici să nu se lase intimidați de farisei. Le spune, poate vă vor amenința, poate vă vor pune să vă lepădați de mine. Nu o faceți pentru că eu voi fi cu voi. Și mai dă Iisus în final încă o promisiune frumoasă. Chiar când veți fi la judecată, când veți fi în fața dregătorilor, înaintea Sinedriului, să nu vă temeți. Iisus spune, eu vă voi inspira și cuvintele pe care să le spuneți, cuvinte care să vă dea izbândă. Unul din mulțime a zis lui Iisus, învățătorule, spune fratelui meu să împartă cu mine moștenirea noastră. Omule, i-a răspuns Iisus, cine m-a pus pe mine judecător sau împărțitor peste voi? Apoi le-a zis, vedeți și păziți-vă de orice fel de lăcomie de bani, căci viața cuiva nu stă în belșugul avuției lui. Iisus a văzut de unde era dorința acestui om și cearta, lupta pentru avere dintre acești doi frați. Și Iisus, în primul rând, spune, eu n-am să mă bag eu să rezolv problema aceasta, nu e rostul meu să fiu un împărțitor de averi, dar apoi avertizează, aveți grijă care este motivația care vă face să fiți așa de înverșunați, nu cumva este lăcomia? Și le-a spus pilda aceasta. Țarina unui om bogat rodise mult și el se gândea în sine și zicea, ce voi face, fiindcă nu mai am loc unde să-mi strâng roadele? Iată, a zis el, ce voi face, îmi voi strica grândarele și voi zidi altele mai mari. Acolo voi strânge toate roadele și toate bunătățile mele.
Și voi zice sufletului meu, suflete, ai multe bunătăți strânse pentru mulți ani, odihnește-te, mănâncă, bea și veselește-te. Dar Dumnezeu i-a zis, nebunule, chiar în noaptea aceasta ți se va cere înapoi sufletul și lucrurile pe care le-ai pregătit, ale cui vor fi? Tot așa este și cu cel ce își adună comori pentru el și nu se îmbogățește față de Dumnezeu. Așa de frumos spune Domnul Iisus, noi avem un suflet pe care trebuie să-l îmbogățim. Relația noastră cu Dumnezeu trebuie îmbogățită. Iată a venit criza, rămânem între patru pereți. Care rămâne sprijinul nostru? Care este reazmul nostru? Dacă nu te-ai îmbogățit față de Dumnezeu, acum este prilejul tău. Criza aceasta poate să fie un prilej extraordinar ca să descoperi frumusețea, dragostea, mântuirea care este în numele lui Iisus Hristos. Iisus a zis apoi ucenicilor săi, de aceea vă spun, nu vă îngrijorați cu privire la viața voastră. Ce cuvinte practice și necesare acum în vreme de criză, când oamenii prevestesc o mare criză economică. De aceea vă spun, nu vă îngrijorați cu privire la viața voastră, gândindu-vă ce veți mânca, nici cu privire la trupul vostru, gândindu-vă cu ce vă veți îmbrăca. Viața este mai mult decât hrana și trupul mai mult decât îmbrăcămintea. Acum constatăm noi în vremea asta de criză. Uitați-vă cu băgare de seamă la corbi. Ei nu seamănă, nici nu seceră, n-au nici cămară, nici grânar și totuși Dumnezeu îi hrănește. Cu cât mai de preț sunteți voi decât păsările? Și apoi, cine dintre voi, chiar îngrijorându-se, poate să adauge un cot la lungimea vieții lui? Sau o zi, sau un ceas? Deci, dacă nu puteți face nici cel mai mic lucru, pentru ce vă mai îngrijorați de celelalte? Uitați-vă cu băgare de seamă cum cresc crinii. Ei nu torc, nici nu țes. Totuși vă spun că nici Solomon în toată slava lui n-a fost îmbrăcat ca unul din ei. Dacă astfel îmbracă Dumnezeu iarba care astăzi este pe câmp, iar mâine va fi aruncată în cuptor, cu cât mai mult vă va îmbrăca El pe voi, puțin credincioșilor? Să nu căutați ce veți mânca sau ce veți bea și nu vă frământați mintea, căci toate aceste lucruri neamurile le caută. Tatăl vostru știe că aveți trebuință de ele. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Nu te teme, turmă mică, pentru că Tatăl vostru vă dă cu plăcere împărăția. Vedeți ce aveți și dați milostenie. Faceți-vă rost de pungi care nu se învechesc, o comoară nesecată în ceruri, unde nu se apropie hoțul și unde nu roade molia. Căci unde este comoara voastră, acolo este și inima voastră. Vă sfătuiesc să marcați, să evidențiați în Biblia voastră pasajul acesta din Luca 12, de la versetele 22 până la 34. Pentru că în vremuri de criză, în vremuri de lipsuri, trebuie să ne amintim, totuși Dumnezeu este Cel care ne poartă de grijă. Să ne liniștim sufletul și inima și să nu ne agităm, să nu ne îngrijorăm după părerile oamenilor. Că Dumnezeu este acel care îngrijește de copiii săi. Nu te teme, turmă mică, spune Domnul Iisus, foarte duios, foarte drăgăstos pentru noi. Tatăl veghează asupra ta. Mijlocul să vă fie încins și făcliile aprinse. Și să fiți ca niște oameni care așteaptă pe stăpânul lor să se întoarcă de la nuntă, ca să-i deschidă îndată când va veni și va bate la ușă. Ferice de robii aceia pe care stăpânul îi va găsi veghind la venirea lui. Adevărat vă spun că el se va încinge, îi va pune să șadă la masă și se va apropia să le slujească. Fie că vine la a doua strajă din noapte, fie că vine la a treia strajă, ferice de robii aceia, dacă îi va găsi veghind. Să știți bine că dacă ar ști stăpânul casei la ce ceas ar veni hoțul, ar veghea și n-ar lăsa să-i spargă casa. Și voi, dar, fiți gata, căci Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți. O chemare importantă din partea Domnului Iisus la veghere. Iisus ne cheamă să trăim într-un mod alert, nu în sensul îngrijorării, dar întotdeauna să fim conștienți. Întotdeauna să existe în lăuntrul nostru acest îndemn, această chemare de a fi atenți cu privire la viața noastră. Hristos va reveni, noi nu știm când. Nu știm când va fi sfârșitul nostru individual sau al lumii acesteia. Dar Iisus ne spune, fiți pregătiți, că vine mai devreme, că vine mai târziu. Ceasul acela să vă găsească împăcați cu Dumnezeu,
ceasul acela să vă găsească cu sufletul curat, cu inima bună. Este inima ta pregătită pentru întâmpinarea Mântuitorului nostru? Doamne, i-a zis Petru, pentru noi spui pilda aceasta sau pentru toți? Și Domnul i-a zis, cine este ispravnicul credincios și înțelept pe care îl va pune stăpânul său peste slugile sale ca să le dea partea lor de hrană la vremea potrivită? Ferice de robul acela pe care stăpânul, la venirea lui, îl va găsi făcând așa. Adevărat vă spun că îl va pune peste toată avuția sa. Dar dacă robul acela zice în inima lui, stăpânul meu zăbovește să vină. Dacă va începe să bată pe slugi și pe slujnice, să mănânce, să bea și să se îmbete, stăpânul robului acelui va veni în ziua în care el nu se așteaptă și în ceasul în care nu știe. Și îl va tăia în bucăți. Și soarta lui va fi soarta celor necredincioși în lucrul încredința lor. Robul acela care a știut voia stăpânului său și nu s-a pregătit deloc și n-a lucrat după voia lui, va fi bătut cu multe lovituri. Dar cine n-a știut-o și a făcut lucruri vrednice de lovituri, va fi bătut cu puține lovituri. Cui i s-a dat mult, i se va cere mult. Și cui i s-a încredințat mult, i se va cere mai mult. Domnul le adresează ucenicilor săi un cuvânt foarte important. Mare atenție la pregătirea voastră. Ucenicii răspund, Doamne, totuși e vorba despre noi sau vorba despre ceilalți? Și aici Iisus acum vine cu clarificări. El le spune, voi ați primit chiar o misiune mai mare, să îngrijiți nu doar de viața voastră, ci să predicați Evanghelia Împărăției. Faceți lucrul acesta cu mare grijă. Trăiți în fiecare zi conștienți că El poate să revină oricând. Eu am venit să arunc un foc pe pământ. Și ce vreau decât să fie aprins chiar acum? Am un botez cu care trebuie să fiu botezat și cât de mult doresc să se împlinească. Credeți că am venit să aduc pace pe pământ? Eu vă spun, nu, ci mai degrabă dezbinare. Căci de acum înainte, din cinci care vor fi într-o casă, trei vor fi dezbinați împotriva doi și doi împotriva trei. Tatăl va fi dezbinat împotriva fiului și fiul împotriva tatălui, mama împotriva fiicei și fiica împotriva mamei, soacra împotriva nurorii și nora împotriva soacrei. Oare ce spune Iisus aici? Evanghelia aceasta are să fie receptată într-un mod foarte diferit. Iisus avertizează, Evanghelia va împărți, va polariza omenirea. Unii primesc cuvântul lui Dumnezeu, se mântuiesc, se transformă, primesc o viață nouă, sunt născuți din nou, sunt adoptați în familia lui Dumnezeu, devin copii ai lui Dumnezeu. Și oamenii aceștia, spune Iisus, vor fi urâți de ceilalți. Oamenii aceștia vor avea împotrivire, vor fi judecați, vor fi batjocoriți. Iisus spune, va fi o dezbinare, nu în sensul în care Evanghelia vrea să-i separe pe oameni, Evanghelia îi cheamă pe toți oamenii în părtășia Fiului lui Dumnezeu. Dar lumea îi va urî întotdeauna pe cei care cu adevărat îl iubesc pe Dumnezeu. Tu dintre care faci parte. El a mai zis noroadelor, când vedeți un nor ridicându-se din la apus, el a mai zis noroadelor, când vedeți un nor ridicându-se la apus, îndată ziceți, vine ploaia. Și așa se întâmplă. Și când vedeți suflând vântul de miază zi, ziceți, are să fie zăduf. Și așa se întâmplă. Fățarnicilor, fața pământului și a cerului știți să o deosebiți. Vremea aceasta, cum de n-o deosebiți? Și pentru ce nu judecați și voi singuri ce este drept? Când te duci cu părâșul tău înaintea judecătorului, pe drum caută să scapi de el ca nu cumva să te tărască înaintea judecătorului. Judecătorul să te dea pe mâna temnicierului și temnicierul să te arunce în temniță. Îți spun că nu vei ieși de acolo până nu vei plăti și cel mai de pe urmă bănuți. La ce se referă Domnul Iisus aici? Noi oamenii ne-am dezvoltat discernământul, abilitatea noastră de a judeca, de a cântări, de a prevesti anumite lucruri. De exemplu, știm că mâine va ploua sau mâine va fi cald, pentru că am învățat să deosebim semnele vremurilor. Iisus le spune, aveți multă știință, aveți multă înțelepciune. Oare nu-i cazul să înțelegeți și vremea în care trăim noi acum? Dar noi trăim într-o vreme de criză. Oare nu-i vremea să judecăm, să ne întrebăm, oare ce înseamnă toate acestea? Ce are Dumnezeu să ne spună nouă prin tulburarea și frământarea și fierberea care este în lumea noastră?
Mă rog ca în vremea aceasta de izolare, de singurătate, în vremea aceasta de suferință, tu să deosebești vremurile, să auzi în inima ta vocea Duhului Sfânt cum Dumnezeu te cheamă, să te apropii de El cu toată inima, să iubești cuvântul Lui și să-L împlinești. Amin.